Preparatul copilăriei mele, erau câteva mâncăruri făcute de bunica și de fiecare dată când mă gândesc la copilărie, le asociez cu mămăliga cu brânză în pături, cum se face în Ardeal, și cu slănină și cu băgată în ler. Știi ce-i lerul? E partea aia din sobă în care se introduce mâncarea ca să devină crocantă. Sau îmi plăcea foarte tare, tot în ler, spunea bunica niște cartofi care se coceau și pe urmă îi rupeam cu mâna și îi mâncam cu ceapă și cu ulei. Dar pentru că Ștefan are ler, că el are de toate, lerul îi lipsește, pentru că nu are ler, rămânem la griș cu lapte. Că dacă e să mă gândesc la copilărie, era produsul pe care îl consum foarte rar în ultimii ani, dar care mă duce întotdeauna cu gândul la copilăria mea, la copilăria copilului meu și la copilăria tuturor copiilor pe care eu îi iubesc. Cine este Mirela Retegan? E un om. Bun, un om bun pentru că eu îl cunosc pe omul bun, Păi dar uite, cine este Mirela? Cea mai spune-ne frumoasă amintire din din copilăria copilărie. omului care are în oblăduire, să zic așa, un fenomen. Fenomenul ăsta mic, Gașca Zurli, care a plecat cu foarte mulți ani în urmă. Eu ți-am zis că nu mă pricep? Ți-am spus să nu te Am bazezi? foarte multe amintiri frumoase. Eu mi-am petrecut vacanțele din Da. copilărie, că eu cu vacanțele asociez copilăria pe Exact. Valea Țibleșului, în județul Mamă, cât de Bistrița frumos Năsăut, este acolo, într-un Dumnezeule! sat foarte pitoresc, unde s-au păstrat tradițiile, unde... Eu ți-am zis că îți fac Ok. spectacol astăzi. Bunica nu pune așa griș în Ce lapte, punea în bunica fine. așa, dacă îți mai are ce o să mai pun aici. Așa, zi de Ok, Țibleș acolo, să așa. Și pe revenim. Valea Țibleșului, cred că ar fi mai bine, pot să mă uit doar la camera din stânga, să nu Nu, văd... doar la Bogdan. Bogdan, dacă trebuie să mă uit la tine, eu văd tot ce face și nu o să mai pot să gust cele 13 linguri. Așa că dați-mi o cameră unde să pot să nu văd tot ce face, ci doar să simt. Bine, o Ideea să mă este la tai. final să guști Dragi și să-ți placă. telespectatori, țineți-mi pumnii. Zic cu Sper că Țibleș, la lasă așa. sfârșitul acestei filmări nimeni Nu va nu... fi rănit, nici o Except... pisică n-a suferit. Aoleu, nu știu ce... Nu mă gândesc ce vreau să pună. Am avut o copilărie foarte frumoasă, în care am învățat să merg pe bicicletă furând bicicleta unui vecin de la o poartă. Am dat o Ne grămadă de cerem trânte scuze cu că v-a ea. furat bicicleta, dar să Da. știți că a făcut-o într-un scop nobil. Exact. Așa a inventat-o pe vrăjimăturica. Care zboară pe măsură. Am învățat să not acolo în valea de pe dintre cele două sate, Căianu Mic și Căianu Mare. Da. Și mi-am făcut foarte mulți prieteni și am cunoscut foarte bine tradițiile de acolo. Și așa cum spuneam, mâncam toate bunătățile pe care le făcea bunica, gătite extrem de... Uite așa învârtea și ea E, și vezi? grișul și Asta mi-a rămas mâncarea. de la bunica. Îl gustăm oricum. Eu mi-am pus mai mult, să știi, pentru că mie chiar îmi place grișul. Ți-am zis ce făceam când eram mic. Ia fii atent. Ăsta e zgomotul de-mi place. Care este dorința cea mai mare a Mirelei pentru următoarele luni? Că nu ne mai facem proiecte de viață. Păi eu am ieșit din Gașca Zurli pentru următoarele 6 luni. Pentru că vreau să pun, nu mă mai duc la spectacole decât la cele foarte mari unde e nevoie de mine Da. și vreau să pun pe picioare un program prin care cei aproape 1000 de copii din cele 9 spitale din România de oncopediatrie să primească în fiecare zi un mesaj de iubire. Se numește Mamă. mesaje de iubire pentru copiii cu branule, pentru că acolo drama se trăiește în fiecare zi. În spitalele de oncopediatrie, lipsa cea mai mare nu e de medicamente, nu e de atenția cadrelor medicale, e de speranță la viață.